Părinții, cunoscuții, prietenii, toți îmi spun că pentru ca să ai mai mulți bani trebuie să economisești. Dar oare într-adevăr este așa? Pentru un moment poate. Astăzi, mâine, poate și într-adevăr o să rămâi cu mai mulți bani. Dar peste câțiva ani, la sigur nu vei avea mai mulți bani dacă vei economisi. De ce așa? Despre asta vorbim în acest video. Cum gândesc majoritatea oamenilor? Se apropie criza, deci trebuie să începem să economisim. Urmează timpuri grele, iată cum este război, este coronavirus și așa mai departe, pandemie. Trebuie să strângem centura mai tare, să cheltuim mai puțin pentru ca să avem mai mulți bani. Dar asta este o gândire destul de superficială, care pe moment, repet, îți oferă, poate să-ți ofere ceva mai mulți bani. Spre exemplu, dacă tu până acum cheltuiai 10.000 de lei pe lună, ca exemplu 500 de euro pe lună, la un moment dat ai început, spre exemplu, ai renunțat să mai mergi în restaurante sau să mai cheltui, nu știu, pe alte chestii, idei nu am, plăceri, dorințe, hobby-uri și la moment cheltui 400 de euro lunar, dar pe moment tu ai rămas cu 100 de euro în plus. Dar în perspectivă, acest lucru o să te încurce pe tine și pe ceilalți să câștige mai mulți. De ce? Deoarece economia unei țări și economia globală per general, ceea ce nu înțeleg majoritatea oamenilor, funcționează în modul că cheltuiala mea este câștigul altcuiva. Iată așa funcționează economia. Și atunci când eu cheltui o oarecare sumă de bani, altcineva câștigă această sumă de bani. Respectiv, banii permanent se află în circulație. Probabil ai auzit despre această frază. Asta înseamnă că dacă eu cheltui mai mult, altcineva câștigă mai mult. Atunci când altcineva câștigă mai mult, el la fel cheltuie la rândul său mai mult. Dacă el cheltuie, altcineva câștigă. Altcineva câștigă, el cheltuie și așa mai departe. Acest lucru merge așa, ca o reacție în lanț. Acest lucru stimulează economia și ne face pe toți mai bogați. Deoarece atunci când oamenii sunt dispuși să cheltuie bani, în jur încep să apară diferite business-uri, diferite servicii, produse interesante pe care noi putem să cheltuim banii noștri. Pentru ca să apară acele servicii produse, cineva trebuie să creeze acele servicii produse, cineva trebuie să înființeze o afacere, să deschidă un business. Atunci când cineva deschide un business, acel cineva are nevoie iarăși să cumpere utilaje, să cumpere marfă și așa mai departe. Pe lângă asta, acel cineva creează multe locuri de muncă, unde se angajează alți oameni, care iarăși la rândul lor încep să câștige bani și respectiv ei, dacă câștigă bani, iarăși ei cheltuie bani, dacă ei cheltuie, altcineva câștigă și așa mai departe. Respectiv, ideea este următoarea, că dacă tu cheltui sau cu cât mai mult tu cheltui, cu atât mai mult alții câștigă, cu cât mai mult alții câștigă, cu atât mai mult ei cheltuie. Cu cât mai mult ei cheltuie, cu atât mai mult și tu câștigi, pentru că banii circulă și ei circulă în cerc. Exact așa funcționează și contrariul. Atunci când tu începi să cheltui mai puțin, pentru că poate ai văzut la televizor că se apropie criza, că trebuie să începem să economisim, că totul o să se scumpească, adică practic tu te sperii, lumea din jur se sperie, această frică, panică, precum că iată, urmează timpuri grele, trebuie iarăși să strângem centura, precum am mai spus, te face să cheltui mai puțin. Atunci când tu începi să cheltui mai puțin, altcineva începe să câștige mai puțin, altcineva care începe să câștige mai puțin. El se gândește că, ah, luna asta am câștigat mai puțin, înseamnă că cred că trebuie să cheltui mai puțin, el la rândul său începe să cheltui mai puțin și tot așa, toți împreună începem să câștigăm mai puțin. Deoarece, repet, banii permanent se află în circulație. Banii nu sunt ai tăi. Banii în principiu doar trec pe la tine, în tranzit, permanent. Adică banii mei nu sunt ai mei. Ăștia sunt bani comuni pe care în principiu ei permanent, cu care eu plătesc pentru un produs, pentru un serviciu, cu care mie mi se plătește pentru produsele și serviciile pe care eu le ofer altor persoane. Respectiv, ceea ce încerc eu să spun este că această economisire globală, gen că toți trebuie să începem să economisim din cauza că urmează timpuri grele, este de fapt o chestie negativă. Este o chestie cu care ne sperie mass media, chestii pe care noi le auzim la televizor și așa mai departe, care ne influențează în modul ca noi să începem să cheltuim mai puțin. Pentru că ci că urmează timpuri grele și noi, fără să ne dăm seama, noi suntem cei care creăm timpurile grele. Deoarece timpurile grele vin anume din cauza că noi începem să cheltuim mai puțin. Și în felul ăsta merge în lanț totul și timpurile încep să devină grele. Iată, așa se întâmplă absolut totul. Totul începe de la tine, de la mine. Deci nu trebuie să intrăm în panică, mai ales în această perioadă, deoarece fac acest video anume din cauza că ne aflăm într-o perioadă destul de bulversată. Război, conflict armat între Ucraina, Rusia, cresc prețurile, este inflația, este foarte mare, încă nu am scăpat de coronavirus, de pandemie, etc., etc. Respectiv, în principiu nu știm ce va urma și acest lucru parcă ne stimulează să cheltuim mai puțin, să începem să economisim. Toți în panică. Tocmai din cauza asta sper că acest video să ajungă la un număr cât mai mare de oameni, pentru ca cât mai mulți oameni să înțeleagă că de fapt noi suntem cei care aducem timpurile grele prin faptul că intrăm în panică și începem să economisim. Respectiv, dacă vrei să mă ajuți ca acest video să ajungă la un număr cât mai mare de oameni, atunci nu uita să te abonezi la acest canal și să apeși și clopoțelul de sub acest video, din cauza că în felul ăsta YouTube-ul înțelege că videoul este interesant și începe să-l recomande la cât mai multă lume. Ok, dar cu tot ceea ce am spus eu până acum, oare asta înseamnă că eu te îndemn pe tine și pe alți oameni ca să cheltui cât mai mult și să nu economisești, să nu ai bani puși deoparte și așa mai departe? Nu, desigur că nu. Există situații când chiar merită și trebuie să economisim, despre asta vorbim în câteva clipe, dar înainte de asta, dacă să vorbim despre economisitul ăsta local, da? Adică nu despre partea globală, când noi cu toții intrăm în panică și începem să strângem centura, despre ce am vorbit deja, dar atunci când noi economisim, nu știu, pentru că avem nevoie de bani. Mă refer la atunci când noi aici și acum avem nevoie de o sumă de bani și economisim din acest salariu, din salariul următor, pentru că mă refer la economisirea asta mai de moment, da? Pentru că ne trebuie ceva. Aici vreau să atrag atenția la faptul că, în principiu, există două tipuri de oameni. Oameni care economisesc pe ei și oameni care economisesc pentru ei. Iată, aceasta este o diferență destul de colosală ca tare și este destul de simplă de explicat. Eu pot să dau exemplu unui prieten de-al meu care aproximativ 5 ani în urmă, dar îmi amintesc acea situație, în principiu el a spart ecranul telefonului său, a spart display-ul telefonului și respectiv atunci el a început să caute, iată, în principiu să comande un display nou din China, de pe AliExpress, da? Pentru că să înlocuiască acel display. În China, acel display, nu știu, costa în jur de, pare mi se, 25 de euro. În Chișinău, unde ne aflam atunci, acest display, cu tot cu înlocuire, costa 50 de euro. Respectiv, el a comandat acel display cu 25 de euro la telefon, a așteptat 2 luni de zile să vină acel display, l-a schimbat și așa mai departe. Și atunci când display-ul a venit, eu țin minte că l-am întrebat. Zic, uite-te, iată, tu ai umblat 2 luni de zile cu ecranul spart, cu display-ul spart, pentru ca să economisești 25 de euro. S-a meritat acest lucru? El a spus că da, iată, am economisit 25 de euro. Și eu îi spun, uite-te, eu acum îți dau 50 de euro, dar haide noi acum încă o dată spargem display-ul la telefonul tău și tu ți-l mai comanzi odată din China. La care el a început să spună că nu, că iarăși asta 2 luni să aștept să îmbli cu ecranul spart, asta este incomod. Respectiv, aici este banalitatea situației, adică în prima situație nu a fost incomod ca el să aștepte 2 luni de zile, a economisit 25 de euro. Când eu i-am propus să achit un display nou și încă plus 25 de euro, el a refuzat, pentru că cică este incomod. Respectiv, aici vreau să-ți atrag atenția la acest fapt, la faptul că de multe ori, involuntar, fără să ne dăm seama, noi putem să economisim pe noi. Pe noi. Adică noi, în detrimentul nostru, economisim fără niciun sens, practic. Adică poți să te uiți la părinții tăi, cel mai probabil, care poate de ani de zile nu au mers la cinematograf, nu au mers la teatru. De ce? Nu pentru că ei au nevoie acută de bani, dar din cauza că ei au nimerit în această iluzie a economisitului. Gen, dacă noi nu o să ne ducem la teatru sau la cinema, sau la restaurant, noi o să economisim. Da? Adică ei nu ies niciodată în oraș să mănânce, pentru că ei economisesc. Respectiv, asta este o iluzie a economisirii, se mai numește economisire de dragul economisirii, fără niciun sens. Respectiv, vreau să te atenționez, să fii atent, să nu nimerești în această capcană, pentru că nu are niciun sens, este un drum spre nicăieri, dar are sens să economisești doar atunci când tu economisești cu un scop anume. Spre exemplu, tu economisești pentru tine. Adică tu înțelegi că există un anumit obiect, spre exemplu, sau un anumit curs, să spunem un obiect, un telefon, un smartphone sau un computer, care te-ar ajuta ca tu să câștigi mai mult, spre exemplu. Te-ar ajuta ca tu să începi să lucrezi mai productiv, te-ar ajuta poate să începi să înveți, nu știu, să parcurgi un curs, să înveți să codezi, să faci site-uri sau să lucrezi în Photoshop sau să editezi video sau mai știu eu, sau să faci blogging, o anumită chestie care te-ar dezvolta. Respectiv, tu înțelegi că tu ai nevoie de acel computer, costă, spre exemplu, 30.000 de lei, respectiv, în cazul ăsta merită ca tu să economisești pentru ca să cumperi acel lucru care mai departe o să te ajute să treci la un alt nivel, pe un anumit plan. Iată, asta practic este singura situație în care merită să economisești, da? Sau situația în care, spre exemplu, tu economisești sau pentru ca să cumperi un curs, pentru ca, spre exemplu, să te dezvolți, să înveți o abilitate nouă care iarăși o să te ajute să câștigi mai mult. Iată, are rost să economisești pentru o anumită perioadă de timp. Gen, tu ți-ai spus că, iată, eu jumătate de an economisesc strict până când atingi obiectivul tău și gata. Adică nu are rost, iarăși, repet, să economisești de dragul economisitului, deoarece anume faptul că tu economisești pentru ca să cumperi un obiect care o să te ajute, spre exemplu, să crești pe plan financiar sau să cumperi un curs care o să te ajute să crești pe plan financiar, asta într-adevăr o să te ajute să câștigi mai mult, mult mai mult. Dacă tu o să economisești cu gândul că, iată, asta dacă o să economisești o să ai mai mulți bani, asta în principiu este un drum spre nicăieri, din cauza că nu poți să economisești la infinit. Spre exemplu, să spunem că tu ai un salariu de 500 de euro, da? Tu trăiești, nu știu, în chirie sau cu părinții. Bun, tu hotărăști că, spre exemplu, vrei să economisești. Cât o să poți tu să economisești din 500 de euro? Maxim 500 de euro. Spre exemplu, din 500 de euro, spre exemplu, tu o să, nu știu, la început o să renunți să te mai duci la restaurante, să ieși în oraș. Bun, o să, spre exemplu, reușești să economisești 200 de euro pe lună. Pe urmă o să renunți, spre exemplu, nu știu, să spui că, iată, merg să trăiesc cu părinții pentru ca să nu mai achit chiria, spre exemplu, sau mai știu. Bun, o să mai economisești încă 200 de euro. Pe urmă o să renunți, spre exemplu, să-ți mai cumperi mâncare, o să începi să, nu știu, habar nu am. Maxim ce o să reușești tu să economisești, o să fie 500 din 500. Tu niciodată nu o să reușești să economisești mai mult decât 500 de euro dacă ai un salariu de 500 de euro, spre exemplu. Da? Respectiv, aici ideea este că întotdeauna, indiferent cât de mic nu ar fi salariul tău, dacă tu economisești, să economisești cu ideea ca să fie să investești într-un obiect care te-ar putea ajuta să crești pe plan financiar, fie să investești într-un curs care te-ar ajuta să crești, iar să înveți o abilitate, să crești pe plan financiar, sau să investești în careva instrumente financiare, vorbim despre Bitcoin, acțiuni la bursă, alte active care pur și simplu îți vor genera alți bani și iarăși te vor ajuta să crești pe plan financiar. Iată, în cazul ăsta merită să economisești. Respectiv, ca și un rezumat al acestui video, nu merită să te lași cuprins de panică, indiferent dacă este război, criză și așa mai departe, de tot ceea ce auzi la televizor, gen că trebuie să economisești strict, drastic și așa mai departe, din cauza că anume asta face ca economia să încetinească și să ajungem să trăim timpuri grele. Și doi la mână, dacă decizi să economisești local, gen să pui o părticică din salariul tău la o parte, nu economisi de dragul economisitului, dar economisește doar pentru ceva care te-ar putea ajuta real să crești financiar. Pentru un obiect, smartphone, computer sau altceva. Pentru un curs care ți-ar da careva abilități sau pentru ca să investești în careva instrumente financiare. Bitcoin, acțiuni și așa mai departe, chiar dacă asta nu este o recomandare investițională, anume aici. Dacă totuși a fost util, atunci nu uita să-mi lași un like și să te abonezi la canal în cazul în care nu ești abonat, pentru că împreună cu echipa publicăm aici pe canal în mediu 3 videouri pe săptămână despre business, investiții, lifestyle și așa mai departe, care la sigur vor fi utile pentru tine. Îți mulțumesc pentru că ai privit până la urmă și ne revedem poi mâine în cadrul unui alt video. Pa, pa!